Apropo de armonizare, evident că și cu autoritățile trebuie să aveți o colaborare foarte bună. Cum stați la acest capitol? Să știți că avem o colaborare foarte bună. Județean. Suntem, sunt foarte încântată, chiar am o colaborare strânsă cu arhitecții șef și am ținem frecvent ședințe, noi ne întâlnim și vorbim de uh -huh. problemele fiecăruia și orice modificare legislativă o, legislativă o discutăm, și aceste reguli au fost comunicate, noi am tot avut ședințe cu ei. Acum, de altfel, este o perioadă în. de fapt, nu ne frecând toată țara, pentru că toate pugurile vechi expiră, și atunci este mm -hmm. perioada în care cam toate localitățile își actualizează documentațiile de urbanism. Și, în felul acesta, relația noastră este foarte strânsă cu autoritățile mm -hmm. locale. Pentru că, sigur, pe lângă faptul că noi avem această atribuție, intră în atribuțiile noastre să avizăm aceste documentații, noi suntem, prin structura instituției arhitectului șef, se, se coordonează activitatea de urbanizare și amenajare teritoriului la nivelul județului. Oricum, căutăm împreună soluții pentru dezvoltarea armonioasă a localităților lor și în uh, coroborare cu uh, vecinătățile. Uh -huh. Pentru că este foarte important dacă pe o localitate, nu știu, într-una din limite, să zicem că ai o zonă industrială, în localitatea cealaltă cu care se învecinează pe limita de, de UAT, să ai același tip de funcțiune. Pentru că albinteri ai niște conflicte. Uh -huh. Și noi aceste conflicte le încercăm să și ne și iese să le eliminăm. De-a lungul timpului, ceea ce am găsit eu aici Au fost zone conflictuale Au fost chiar și în cadrul unei aceleași uh, uh, UAT da. Localități în care pugul vechi prevedea o zonă mixtă uh -huh. Dar o zonă mixtă care semna orice da. Adică puteai să-ți faci și casă, puteai să-ți faci și hală Puteai să-ți faci și fabrică de nu știu ce Ori lucrul ăsta nu este în regulă și uh, am avut de curând uh, niște solicitări pe o anumită localitate, într-un în același areal. E vorba de undeva spre 800 de hectare, o zonă mare, uh -huh. care uh, oamenii încep să se ducă tot așa spre zona de rezidențial. Uh, bun, mergem pe rezidențial, nicio problemă. E o zonă în care se poate dezvolta lucrul acesta. Sigur, le-am cerut să facă un masterplan de circulație și infrastructură edilitară, pentru că în momentul în care. Uh, umplem toată zona aceea, trebuie să știm unde ies toate mașinile, unde. Uh, atenție, în cele 800 de hectare de care vă spun, nu, nu este un același proprietar. Da. Au venit deocamdată două, trei loturi. Eu de complicat, câte mare, un hectar, 5 hectare, uh -huh. în modul acesta. Dar eu îmi imaginez, trebuie să-mi imaginez că de-aia facem planificare, că vor veni la un moment dat toți și trebuie să știi ce faci cu ei. Da. Că omul um, are dreptul să construiască, desigur, dar cum? Asta, asta este ceea ce uh, trebuie să facem noi, planificarea. Și atunci i-am pus pe toți la masă în ideea că gândim uh, împreună strategia pentru străzi, mm -hmm. pentru infrastructură edilitară, pentru echipamente publice, că acei, uh, acele persoane care se mută acolo trebuie să jucă copiii la școală. Mm -hmm. Ori dacă iarăși luăm tot traficul către, uh, eu știu, școala din localitatea respectivă sau către uh, București, mm -hmm. cum se întâmplă de, mm -hmm. de foarte multe ori, nu este bine. Da, nu este bine și după aia toată lumea se vaidă. Hai să găsim soluții. Da, apropo de șantiere, bă, înțeleg că s-au trezit și cu președintele Consiliului Județean acolo pe șantier, a mers și el, a verificat și s-a implicat în mod direct în Să știți că domnul ziua. președinte este foarte mm. interesat de acest subiect care este extrem de important. Asta dă dinamica Așa. județului și el săptămânal face vizite în teren, tocmai pentru a ști exact cum stau lucrurile. Adică Ok, facem hârtii, birocrație, administrație, nu, dar el este implicat să vadă concret ce se întâmplă, să știe exact ce se întâmplă și, și de foarte multe ori au fost soluții care s-au dat în momentul respectiv la fața locului, pentru că, na, nu știu, s-au întâmplat situații, dau un exemplu, în momentul în care săpau, dădeau pe o altă conductă. Deși aveau aviză în documentații, ea nu apărea acolo. Nu știu, de vari motive, că nu a da. fost transpusă corect sau că ceva. Trebuia să găsești soluție în momentul acela. Uh, și domnul președinte Hubert Muman, știți că este un om extrem de implicat în, în, în direcția asta. El. Uh săptămânal. Uh -huh. Chiar de mai multe ori pe săptămână el, da, el este în Da Am observat că și place subiectul pentru că am mai vorbit uh, într-un alt episod uh, din podcast despre uh, specificul uh, Ilfovului, despre modul în care au venit acolo extrem de multe familii din București și tocmai asta e și ideea să-i atragi acolo. D dacă îi atragi, trebuie să le și oferi ceva pe măsură, cum spuneam ceva mai devreme. Aș vrea să vorbim puțin uh, poate chiar după publicitate vom dezvolta, uh, să vorbim puțin și despre Pug. Este un alt termen pe care l-ați pomenit bă, În discuțiile despre urbanism Este desăuzit Dar lumea nu știe ce înseamnă Înseamnă. Pugul este un document de reglementare uh -huh. Dacă pe ATG ul Era un document strategic În care îți dădeai niște direcții de dezvoltare În care stabileai niște coridoare uh -huh. majore uh -huh. De dezvoltare pentru drumuri Pentru funcțiuni Pentru toate, toate categoriile Pugul vine și detaliază Acest lucru toate aceste documentații, ele au, au o ierarhie. Pe ul și extrage anumite elemente date de PATN, pe planul de amenajare a teritoriului național. Uh -huh. Le uh, detaliază la nivelul uh, județului, uh -huh. sigur, până la nivelul de detaliu pe care îl are scara acestui acestui tip de document de amenajare a teritoriului, după care ele sunt preluate în documentațiile de urbanism de tip PUG. Da, și acestea uh, expiră. Ne spuneați ceva mai devreme, tocmai pentru că suntem într-o dinamică acolo în Ilfov, e zona în care se construiește foarte mult, e un șantier continuu în sensul bun al cuvântului. Uh, și ce se întâmplă dacă acest pug expiră? Că n că e cazul. După publicitate vom vorbi și despre asta.